Expoziții concurs de artă tradițională de la psalm, la icoane, la Sfânta Scriptură și muzică sacră. Avem plăcerea ca în această după-masă să fim găzduiți de ansamblu Țara Vrancii, cu care de altfel suntem și parteneri în această manifestare. Pentru cei care probabil ați participat și la celelalte ediții, poate ați observat că la această ediție lucrările sunt în număr mult mai restrâns, lucrările expuse. Acest lucru se datorește faptului că ne-am dorit ca această expoziție concurs să devină și o expoziție cu caracter educativ. Pentru că la edițiile trecute, deși am renunțat la multe dintre lucrări, nu am renunțat atât de mult ca în această ediție. Sunt județe care nu sunt reprezentate, deși au trimis lucrări, pentru că lucrările nu meritau să fie pesimeze. Sunt meșteri populari din Vrancea care nu apar, meșteri cunoscuți, meșteri recunoscuți care sunt angajații noștri, dar care ne-au prezentat niște lucrări care de asemenea nu am putut să le expunem. Împreună cu colegii mei, cu șeful secției pentru conservarea și promovarea tradițiilor, Eugen Stoianov, și cu doamna Alina Ulmeanu, șefa secției Crânga de etnografie a Muzeului Vrancii, am hotărât că e mai bine să expunem mai puțin, e mai bine să arătăm celor care nu trimit ceea ce trebuie și care nu au privit cu interes și cu seriozitate de mers nostru, că nu au loc pesimeze, că trebuie să prezinte măcar ca în cazul celor care în această seară sunt expuși. Nu ne deranjează acest fapt. Avem cei mai reprezentativi meșteri, totuși ai Vrancei, care sunt prezenți și sunt premiați. De asemenea, un fapt care pe mine, cel puțin, mă bucură, este diferența clară de valoare dintre lucrările prezentate de meșterii din Vrancea și meșterii din celelalte județe. Și amintesc aici, cu această ocazie, că sunt prezenți meșteri din Alba, Iași și Galați, pe lângă cei din Vrancea. Concursul nostru s-a desfășurat pe 7 secțiuni. Avem secțiunea de icoane, păretare, ștergare populare, crestături, arta metalului, instrumente populare și om condiate. Ne pare rău că în acest an nu este reprezentată Suceava, care de regulă era foarte bine prezentată la capitolul om condiate. Aș vrea să-mi permite să-i felicit pe meșterii care sunt expus pe cimete. Să-i mulțumesc doamnei director Marian Urgoci pentru găduire și pentru că ne-a adus în această seară și fetele de la grupul C din al Școlii Populare de Artă și de asemenea să mulțumesc meșterilor care sunt prezenți pe cimete pentru seriozitatea și
frumusețea pe care au privit demersul nostru. Am să amintesc premiile. La secțiunea icoane, premiul întâi a fost redistribuit, de asemenea, secțiunea icoane se prezintă foarte prost în acest an și atunci a trebuit să redistribuim premiul întâi și să oferim doar două premii. Premiul al doilea, pașnicul Georgiana de la Galați și premiul al treilea, micul Vasile de la Focșani. La secțiunea părătare, premiul întâi a fost obținut de Lazar Maria din Nistorești, de fapt Brădet, Brancea. Premiul al doilea, Geană Tița, Sorveja, Brancea. Tot premiul al doilea, pentru că aminteam mai devreme, premiul la icoane, premiul întâi a fost redistribuit și a fost redistribuit la secțiunea părătare. Deci al doilea premiul al doilea la părătare, Benga Adriana de la Năruja și premiul al treilea, Bordea Elvira, tot din Năruja. La secțiunea ștergare populare, premiul întâi a fost obținut de Bordea Elvira de la Năruja, premiul al doilea, Mărășteanu Marcica de la Câmpuri și premiul al treilea a fost de asemenea redistribuit. La secțiunea creștători populare, premiul întâi a fost obținut de Tudorița Lupaș de la Nereju, premiul al doilea, Pepelea Mândița de la Galați și premiul al treilea, Pavel Lupaș de la Nereju. La secțiunea Arta Metalului am dat un singur premiu. El a fost primit de Gheorghe Țimiraș, reprezentant al școlii noastre, conducător al secției noastre externe de la Câmpeneagă, al secției școlii populare. La secțiunea Instrumente Populare, premiul întâi a fost obținut de Pavel Lupaș de la Nereju, premiul al doilea de Tudor Tulache de la Spulber și premiul al treilea de Ion Stanciu de la Nistorești. La secțiunea Om Condeate, premiul întâi a fost obținut de Bezea Stanca de la Ghigești, premiul al doilea de Banura Luca de la Vintineasca, premiul al treilea de Ionuța de la Vintileasca, premiul al treilea, care este premiul redistribuit după noi, Nicoleta de la Dumitrești și mențiune Ștefănuca Anișoara de la Galați.